ce am spus, fii practic. Eu de ce predau? Nu predau pentru că vreau, să, de exemplu, să fiu văzut bine în firmă sau să câștig ceva pe partea asta. Vine din două direcții. Odată, vreau să am un impact, vreau să ajut niște studenți să intre mai ușor în comunitatea noastră de IT, pentru că când ești student, încă nu știi chiar cum mergi the real world. Îmi doresc să-i ajut să-și găsească joburi mai ușor, îmi doresc să îi dezvolt în cariera lor. Acum că pasiv câștig și eu niște experiență pe anumite chestii, asta este foarte bine, dar scopul meu este să îi ajut pe ei, nu să îmi fac eu nu știu ce sau să fiu văzut în nu știu cum, în nu știu formă la muncă. Da. Sau. Deci întotdeauna cumva eu am observat că cel mai bine iese când scopul tău nu ține neapărat, adică nu e un scop egoist, e un scop, tu vrei să ajuți pe cineva, vrei să faci un impact. Oamenii trebuie să beneficiezi de acel, de acea temă de prezentare, pentru că in the end, at least one, cum am spus, nu-i nimerești pe toți, dar dacă unul a plecat cu ceva acasă după acea prezentare, it's a big win. Da. And you should consider it a win.